Bună, eu sunt Patrick și bine v-am regăsit la un nou episod de My Summer Car. N-am mai filmat de mult timp jocul și vreau să vă mulțumesc mult pentru susținerea de la episodul anterior. Mă bucur că încă vă place jocul. Din capăt meu că trebuie să vă explic multe chestii. Fiți atenți, uitați-vă în stânga sus, vedeți că am 999 de 1999 de bani. De ce? Tot m-am gândit și situația era prea culmea înainte, că făceam bani greu. Și m-am gândit, mă, cum să fac bani mai repede, cum să fac? Ar fi necesitat să muncesc, dar durea prea mult. Și încă o chestie mi s-o... Nu știu dacă țineți minte, că acum cred că 2 sau 3 episoade am pus eu asta de diesel chiar aici. Poate că am pus-o așa, sub asta, că după ce am salvat și am început următorul episod, efectiv mi-a dispărut asta și mi-a intrat sub hartă. Și o trebuie să-mi instalez un trainer mod ca să-mi să-mi teleportez asta aici înapoi acasă, plus tractor, pentru că și tractorul, după ce am lucrat cu el off-camera, a dispărut, vă dați seama. Acum nu știu, mai țin minte unde l-am spawnat, dar în fine nu contează, pentru că oricum nu cred că o să mai lucrez în joc, pentru că mi-am băgat. Acum eu am pus să-mi dea 1 milion de bani, dar văd că 1 milion nu-mi cape. Maxima, valoarea maximă, să zic așa, e 999 de 1999, cât vedeți că am eu acum, la momentul de față. Și am zis să pun banii ăștia pentru a ne upgrade mai repede, să zic așa, mașină. Bun. Dacă vă place, să nu uitați să apăsați butonul de like în continuare, adică ca să văd în continuare susținerea voastră în această serie. Și hai să vedem. Deci, în primul rând, vreau să-mi cumpăr asta. Nu, aș putea să le iau pe toate deodată, dar nu vreau. Vreau să le iau așa pe rând. Astea două m-am gândit eu să le iau. Deci dacă aș fi lucrat, le-aș fi luat pe astea două. Și cred că aș mai lua astea două. Bagnam. Ăsta e o porcărie. Avem turometru, n-are rost să mai cumpăr încă o dată. Astea sunt cele mai importante. Toba vreau să-mi o schimb. Dacă am să-mi schimb toba, trebuie să-mi iau și eu asta. Ba nu. Hai să-mi iau interior în prima fază. Bun. Îmi pun porcăria asta. Sper că e acolo pe scaun, să nu o dispară, să nu cadă. Acum hai să plecăm cât de repede se poate înspre magazin. Pornește, da. Hai să o turăm puțin. Am văzut că s-au strâns până acum cam 4 like-uri la seria de la episodul trecut de My Summer Car. Nici acum n-am mutat porcărie de camion. Nici nu știu dacă mi l-a spawnat. Să nu dau accident să-mi cadă ceva. A căzut ceva cumva. Așa că hai să plec eu cât de repede se poate la magazin. Tocmai ce am ajuns, hai să-l las chestia. Din păcate, îi închis la aici. Sper că, adică așa, cred că s-o pus plicul acolo. Sper să nu facă stat gol. Pentru că vă spun că nu mai vin de 10.000 de ori aici. Bun, nu știu de unde se aude muzica așa, dacă se aude o muzică așa cu bătăi. Mă enervează mașina, pentru că mi-iese fum de la motor și nu am ceasul ăla.
pe care vi-am arătat că l-am comandat mai devreme. Dacă aș avea ceasul ăla, ar fi mult mai bine. Mai că nu l-am. Ăsta s-a părat acolo în șans, n-are treabă. Nu. Mamă, ce-am crezut că intră acolo în șans. Bun, și acum trebuie să mă duc înapoi acasă. Și să aștept până următoarea zi, până mă sună ăla. Adică eu așa mă înțeles de pe Wikipedia că pot să duc plicul și seara. Sau când e închis magazinul, așa am înțeles eu. Dar mă sper să fie și adevărat. Am avut o problemă cam urâtă la mașină. La unde am pus lichidul de răcire. A, uite aici. Am avut o problemă destul de urâtă acum la mașină. Când am parcat mașina, am auzit un zgomot ciudat. Dar cred că pe drum s-a pornit, mi s-a pornit minunata termocuplă. Ceea ce nu prea bine, pentru că asta înseamnă că mi s-a cam scurs din uleiul de răcire. Sau lichidul de răcire, mi-a bine zis. Și acum, întrebarea... Bă, uite, nu mi s-a scurs mult. Bun. Ce-am uitat eu să vă arăt, să vă mai arăt. Eu aici o chestie. Ia fiți atenți, dipstick. Să cred că v-am mai arătat-o, dar în film. Ce culoare are, mă, dipstick-ul ăsta? Ci că dacă e culoare neagră, înseamnă că uleiul la motor e expirat. Adică nu mai bun. Și trebuie schimbat. Dacă e așa cum e acum, cu galben sau auriu, asta înseamnă că e bun. Bă, cred că am lovit mașina undeva într-un dâmb. Sper să nu fi căzut ceva important. Oricum, acum dacă îmi cade toba, nu fac probleme. Pentru că oricum o să-mi schimb eu toba până la urmă. O să-mi iau o tobă de aia faină de curse, de treburi. Bun, numai că trebuie să refac statusurile, să dor și să aștept până mă sună nebunul ăla. Am primit un telefon cam ciudat, fiți atenți ce scrie. Dacă vă întrebați cine e fletarii ăsta, e mecanicul. What? Și-a zis către mine... Da, mă, uite aici aia. To vandalism at the inspection shop, da. Zicea ăla, mecanicul, să-i duc 10... sticle de băuz, care e ceva alcool, adică băuz e cam de genul cum e asta, ăsta e băuz, dar nu știu practic ce e ăla, dar știu că e cu alcool mare, adică dacă îl bei ești beat, mangă, și zicea să ducem de-alea la ăsta, la acolo unde ne-am înscris în, cred că în episodul anterior, mașina. Habar nu am, acum am vrut să fac puțină curățenie, am dat foc la ceva sticle cu ulei de frâne pentru că erau goale. Și am primit un telefon ciudat, am crezut că mă sună ăla. Mă gândeam eu cam de vreme să mă sune ăla și apoi am văzut nebunia asta. Interesant. Am uitat să vă spun un lucru la începutul episodului. Că v-am zis eu că o trebuie să-mi instalez ceva trainer, ca să-mi teleportez astea și să-mi pun de asemenea și banii aia. Trainerul ăla, dacă vreți să-l instalați, dacă vreți, o să vi-l las pentru în episodul viitor în descriere link-ul, dar v-aș sugera să nu-l lăsați tot timpul în calculator. Adică, ați intrat pe el, ați făcut ce ați vrut, să zic că vreți să teleportați un lucru la voi acasă, ați teleportat ăla, ați dat save, adică să salveze și în joc. Iar apoi v-aș ruga să ștergeți chiar după ce faceți ceva. V-aș ruga să ștergeți trainerul, pentru că eu odată am avut probleme foarte mari la joc, adică efectiv nu mai salva jocul. Când aveam trainerul în joc. Și efectiv nu mai am salvat jocul și trebuia să intru în fișier în proprietățile jocului și a salvării din joc și erau urâtă rău de tot.
Așa că v-a zice, eu acum l-am șters, deci am băgat banii, am teleportat, v-am zis, aia de diesel și tractorul, le-am salvat, ca să le-am salvat în joc, pe când o să intru următoarea dată, am șters apoi trainerul și gata. Cam atâta trebuie să faceți și voi, pentru că altfel o să aveți probleme foarte mari la joc, adică la salvarea jocului, o să fie băguit jocul, efectiv. Am ajuns în sfârșit la magazin după extraordinar de mult timp. Normal că e închis magazinul. Da, să dau și un save game și apoi revin după. După ce am salvat de vreo 2 ori, adică astea 2 ore când am salvat, numai bine s-a spawnat bicicleta. Adică aia e bicicleta lui Teimo, al ăsta dacă vă întrebați. Și ci că în update s-a introdus asta. Și să dai avertismente de astea cu magazinul lui la diferite persoane din sat. Bun, eu pentru asta am venit. Post order, vedeți că acum am bani mulți, de oricum v-am arătat și v-am explicat, numai că de când am filmat eu ultimele părți din acest episod au trecut cam o săptămână sau ceva de genul. Cred că a fost... Ia stai. A, nu, numai atât am comandat. A fost duminică când am filmat ultimele... Când am vrut să filmez... Eu am vrut duminică să filmez tot episodul. Din păcate n-am mai avut răbdare să stau... Deci atât am stat ca să mă sune asta încât n-am mai avut chef să mai joc, sincer să fiu. Așa că am zis că o să filmez astăzi, adică azi vineri, după o săptămână de școală. Revin și eu cu un episod. Astăzi ar fi trebuit să fac NFS, dar uite că programul încă nu mi-a permis asta. Chiar dacă e ora 9 și ceva când filmez, cred că 9 și un sfert seara. Habar nu am. În fine, o să mă duc acasă cât de repede se poate și o să revin când montez minunatele părți ale mașinii. Haideți să upgradăm în sfârșit mașina sau să o customizăm mai bine zis. Uitați de 200 de vați. Megabass zice. Vedeți voi acolo în dreapta la difuzorul ăsta, să zic așa, sau la boxa asta, ceva maro. Acolo o să trebuiască noi iară să conectăm minunatele fire. Și la ăsta, acolo o să avem, cred că, ba nu la ăla, la ăsta, dar cred că acolo pe partea din spate, la chiar la fiecare de aia, și la nebunia asta. Bun. Acum începe partea distractivă. Trebuie să... Da, de fapt nu mai scot eu nicio mașină afară. Bun. Acum întrebarea. Unde mi-am pus trusa? Parcă în... Aici am porpara. Hai să scot și... Treaba asta, că nu mai am nevoie de ea. Pentru că mi-am înregistrat mașina, mi-am înscris-o mai bine zis. Și hai să dau toate treburile astea jos, pentru că dacă nu o să mă curentez. Și o să moară caracterul doar dintr-o prostie. Bun. Și acum... Opa, n-am vrut să fac asta. Bun. Și acum hai să montăm toate minunățile astea. Zăză și voi câți bani am dat în ele. Dar cum scot eu radio, e întrebarea. What? Vezi și eu cum scot radio.
Ai, ai. L-am băguit pe dânsul puțin. Pentru că altfel n-avei cum. What? A, uite. Bun. Nu știu cum să-l scot. Porcăria asta. Hai că partea asta din episod nu o să mai dureze chiar atât de mult. Deci, în primul rând, montăm fuel mixture gauge care ar trebui să vină acolo. Apoi, extra gauge sau gauges, că văd că e la plural. Apoi vin subwooferele, subwoofer left, adică dincolo vine. What? Dar astea cum vin mă mâncați? Păi asta e stânga, bă, posime. De ce nu mă lasă? Sau trebuie să le bag din interior? Ia stai să vedem. Asta e de dreapta. Oh, cred că dreapta de... din partea asta dreapta. Deci nu dreapta de aici. Cred că așa vin ele montate. Deci asta nu le-am montat niciodată. Ma, cum a să vedem dacă intră stânga. Bun. Oricum, alea nu cred că contează cum le pui, numai să le pui. Acum, trebuie să scot aia ce îmi place la joc. Ia, vedeți? Când pun ceva în porpara sau o mașină, vedeți cum se lasă. Asta îmi place. Deci, lucrul ăsta minor face mult în joc. Și radioul în sfârșit. Hai să... Pac! Deci ăsta să vedeți voi acum. Adam, stai că n-am baterie, n-am fire, nu știam de ce nu... Făcea contact, că am vrut să vă arăt, dar până acolo mai avem puțin. Hai de capul meu. Ce? Radio Harness Pack. De ce nu-l conectează? Acum asta dacă știu eu unde vin. Parcă aici la... A, de la radio la astea vine, mă, mâncați așa. Pac. Pac. Și apoi la amplificator. Așa ai, tati. Ce-i mă acolo? Amplifier, deci pe astea nu le-am montat niciodată. Buffer left. Cred că atât ai. Cred că am terminat cu tot. O, mămică. Bun. Acum, dacă am văzut eu bine, trebuie să-mi strâng eu ceva acolo. Adică treaba aia. Și cred că e cu 5. Nici eu așa sper să fie cu 5. În episodul ăsta și vreau să umblu acolo la motor ca să nu ne mai iasă fum, pentru că ne-am cumpărat ceasul necesar, dar nu cred că o să mai stau să fac, pentru că vă spun sincer, mi s-o luat de la cât am filmat pentru episodul ăsta și nu mai am chef, efectiv, așa că în episodul viitor asta o să rămână să facem. Ăsta îl pun acolo. Bun. Acum introducem bateria în locul ei, sau mai bine zis la locul ei.
închide capota și aparent am terminat cu toată treaba. Mă gândeam că ăla o să vină mai în față și că o să, nu știu, o să ocupe spațiu, dar văd că nu ocupă. Deci nu afectează cu nimic, asta nu mai am nevoie. Hai să nu mai deschid iar ușa asta. O deschid pe asta și gata. A, dar n-am făcut poză. N-ai co... Nici nu știu cum să fac. Cred că o să pun eu o poză așa pentru thumbnail, nu știu ce să pun. Uitați. Radio Channel. Două canale sunt joc. De aici dai volumul. Cred că v-o surzit urechile și ăsta ne interesează în principal pe noi, cifra asta. Ai, cum să vă explic? Când pornești mașina și temperatura asta e acolo unde o vedeți acum, adică la 0 grade sau acum acolo e 30, dar practic e 0, că până să treacă de 30 cam durează cam un minut. Deci aici, normal, ca să fie în stare perfectă și să nu ne iasă fum, ar trebui să fie 11. 4 sau ceva de genul. Cât avem noi? Cred că 12 sau 14. Cât, bă? 15? Da, deci trebuie să umblu la aia. Ne mai interesează de asemenea bateria, cât de asta arată, cât de încărcată e. Cred că câți volți are? 8, 10, 12, 14, 16. Presiunea apei din aia din apă, din pompa de apă. Și ulei un motor. Cred că tot ceva de genul. Ce s-aude, mă, mâncați? No, acum ce e acolo, mă, mâncați? Ăsta cât e? 13 sau 14? Dacă nu-l poate detecta. Dacă e cam... Gata-i motorul. Cred că am stricat motorul. Ați văzut ce repede a crescut temperatura la motor? Ceva sigur e în neregulă. Acum să vedeți voi dacă mi-au mâncat ăsta din... Nu, apare nu mi-au mâncat nimic. Oricum, până episodul viitor o să mă ocup de toate problemele mașinii pe care le mai avem la momentul de față. Hai să o mai aud odată cu întoarce. Da. Sigur, e ceva neregulă la mașină. Așa că o să le rezolvi data viitoare. Eu sper că v-a plăcut acest episod. Am făcut ce foarte mult. Deci, mie mi s-a luat cât am filmat pe episodul ăsta. Și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!